plecând și de la stickerul ăsta. Cred că deja aveți impresia că am făcut o obsesie pentru snowboarding și m-am mutat de tot la straja. Nu e chiar așa. Mai fac și altceva. Ca de exemplu, în fiecare primăvară merg la Harghita Mădăraș. Suntem prezenți la Mădăraș și Harghita. Undeva la jumătatea distanței dintre Miercurea Ciuc și Odor secuesc. Aici se adună comunitatea de snowboarderi și freeskieri la cea mai mare competiție de freestyle și cross din România, Battle on Snow. Pentru cei care n-au ajuns încă în poveste, Battle on Snow e un eveniment unic în România și cred că ar merita un podcast separat, la cât de mult înseamnă el pentru snowboarderi și freeskieri. Ca să nu mai spun că încă de la prima ediție, el poartă semnătura celui mai bine cotat snowboarder român din toate timpurile, Kindle Gazer. E și o chestiune emoțională la mijloc, recunosc. Pentru că exact aici am pus pentru prima oară în picioare placa de snowboard. Și tot aici mă întâlnesc în fiecare an cu prietenii mei foarte apropiați din Miercurea Ciuc. Orașul în care am petrecut câte două luni în fiecare iarnă, în cantonament, în anii în care am practicat patinajul viteză de performanță. fost care va să zică la el acasă și l-am invitat, firesc, să-mi întoarcă vizita. Pe fostul mare campion de patinaj viteză și singurul campion paralimpic din istoria României. Bang! Atât a fost. Și mi-aduc aminte că că mea iese din mașină, se aprinde lumina, știi, cum o deschis ușa, și maica mi-a zis ceva, că bine că nu s-a întâmplat nimeni nimic, știi? Și când mă uit jos, nu venea să cred, nu mai aveam lava piciorului. Nu vreau să răpesc nimic din emoția întâlnirii de astăzi. Vreau doar să vă previn că va avea de toate. Mi-am dat seama că ceva nu e bine, știi? Adică când am sosit la finish, da. băiatul s-a ridicat și am crezut că dacă merg mai mult, e mai bine. <laughs> și, Ai am continuat? Mai, am mai făcut o tură. <laughs> și îmi aduc aminte că era în turnantă un arbitru cu steagul și Așa. se vroia să mă prindă. <laughs> că eram de neoprit. <laughs> Pregătiți-vă să descoperiți cum se face imposibilul posibil. Cum se transformă drama în aurul olimpic. Bine te-am regăsit, Edi, după ce acum o zi ne-am văzut în Harghita Mădăraș la o competiție de snowboarding și bine te-am găsit în premieră la podcastul meu, pentru că e pentru prima oară când se întâmplă povestea asta. Mersi mult, Andrei. Trebuie să-ți fac o mărturisire, să știi că pe undeva îmi pare rău că se întâmplă asta abia acum. Mi-aș fi dorit să aibă loc întâlnirea noastră cu mult timp înainte, când tu erai doar sportiv. Înainte de a ocupa orice alt post, tocmai ca nu cumva să trecem până acest filtru, discuția pe care urmează să o avem. Dar o să încerc pe cât posibil să, cum să zic, să, să pun pe masă lucrurile pe care le consider eu importante dintre toate cele pe care le-ai făcut tu până acum și din care cred că noi cu toții am avea destul de multe de învățat. În fond, tu ai atins niște performanțe care par de domeniul incredibilului. Cel puțin pentru mine. Inclusiv în ceea ce privește patinajul viteză. Acum, asigur, tu ești născut în Miercurea Ciuc. Dar totuși, eu nu mi-am ca noi românii să fie avut așa niște performanțe istorice în, în, în ceea ce privește patinajul viteză și nu mi se pare că ar fi neapărat un sport al nostru. Chiar sunt curios de ce ai ales tu patinajul viteză atunci când ai putut să faci alegerea asta. Da, deci... <coughs> Miercurea Ciuc într-adevăr este polul frigului și mai mult pe acolo se practică sport de iarnă. Mm -hmm. Pe vremea când eram copil, într-adevăr sistemul pe care îl deplângem cumva acum, Mi-aduc aminte, stăteam în, în, în clasă și la un moment dat au venit doi antenori care căutau efectiv posibil sportiv, spo posibil sportiv pentru hockey. Ok. Și desigur, eu vroiam să fac ceva sport imediat Ai ridicat mâna. am ridicat mâna și cred că peste o zi sau două zile am fost și la primele mele antrenamente, să zic așa. Mi-aduc aminte, mi-au dat niște patine, am început să patinez acolo repede. Pentru toată echipa ne-au dat vreo 3 căști și cinci crose, așa că cam asta era primul antrenament, după care tot am umblat vreo lună. Și la un moment dat tatăl meu încerca să-mi cumva să-mi explice că da. de fapt eram singur la părinți, știi? Da. Și a, lor le era frică să mă accidentez, eram și mai slăbuți, se gândeau, știi? Se gândeau că hocheiul e un sport dur, totuși. Exact, exact. Noi aveam și bătăile alea din pauză, de găzmaia, și că se mai meciule, că să mai opreau uneori meciurile, că să mai încingeau spiritele. Așa e, așa e. Dar eu tot nu înțelegeam, știi ce vrea taică mea? Și la un moment dat îmi zice, uite mă, Eddie, e foarte simplu. Tu gândește-te, dacă voi câștigați, da? pe podium lângă tine vor fi încă 20. Așa. Tu vrei asta? Mă gândeam, mamă, deci cum adică 20 câștigăm? Păi nu, eu vreau să fiu singur. Eu să câștig, nu încă 20. Știi? Mă gândeam cum, cum încăpem pe podium. Deci te-ați gândărit cu povestea asta. Exact. Și imediat mi-am dat seama că eu vreau să fiu singur. Și zic, bine, bine, dar care i soluția? Și îmi zice, uite, Edi, tu trebuie să faci un sport individual. Ok. Ce sport? Păi, patinaj, viteză. Bine. Deci, pentru mine... Oricum, ce șanse mai aveai, în miercuri Ciuc, când afară de patinaj viteză la sport individual? Artistic, uh, ski fond, Schi -fond uh, ski alpin, aveam, știi? Da, da, da. Dar uh, da. mi-a plăcut ideea, era și cuvântul viteză. Wow, viteză, patinaj viteză, wow, super. Ce vârstă aveai atunci? Păi, șase, șapte, Aha, cam așa. a prins exact cu ce trebuie. Și, oricum, uh, tata era, cumva, pentru mine primul adversar, știi, că el a făcut atletism, da. avea câteva medalii pe acasă, pe acolo și, nu, ce spunea el pentru mine era, a, era știi? Da, 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 Așa că am început cu patinajul viteză. Ai după zis, aceea? da, ce mai? Da, ce exact. ai lăsat hockey -ul? Am lăsat hockey, bine, programul era foarte interesant, dimineața de la ora 6, primul antrenament. Așa că trebuia să te scoli la 5, cinci da. jumate plecai, până te schimbai, 6, 7 jumate, erai la școală venea acasă, te schimbai, mâncai ceva iar mergea la antrenament și ăsta era programul fire și normal la voi și în timpul, nu doar în cantonament nu, tot normal. timpul anului așa era ah. programul oh, deci de-aia de, -aia, de -aia la voi performanțele <laughs> la Ciuc erau mai ridicate eu acum pentru cei care nu știu am făcut pe patinaj viteză un pic înaintea ta pentru că sunt cu 4 ani mai mare uh, și aveam și eu același program dar doar în cantonamente la Miercurea Ciuc unde noi nu mai aveam și școală deci eram doar antrenament. În cantonament era puțin diferit. Aveam viorarea care se vi oră. la jumate. da, da, o ține o oră, micul dejun după aceea primul antrenament, Așa prânz e, masa și a masa exact, și al doilea antrenament. Și al doilea antrenament, da. după era care standard. masa de seara și exact, plimbarea era. cu băieții cum Așa se spune. Ar. Asta era programul standard. <laughs> și de fapt pentru mine mi-aduc aminte că uh, atât de mult îmi pleceau antrenamentele, încât pentru mine fiecare antrenament era un concurs, știi? Că eram mic, eram cel mai mic din grupă și tot timpul voiam să demonstrez, știi? Că sunt cel mai bun, ce mai Ambițios. Da, da. Așa și mă chemau -a păstra colegii, ambițiosul. Așa ziceau? Da, da. Mamă, ce bine! Asta e o chestiune pe care eu am învățat-o cu ajutorul sportului. Nu aveam la început. Pe mine m-a motivat uh, acest lucru, vroiam să fiu cel mai bun, să să trag, să depășesc pe cei mai mari, știi? adică era, era cumva o competiție acolo la antrenament. Toți băieții erau mai mari, mă motivau să... aveam în mine din copilărie spiritul acesta de, de câștigător, de învingător. De pe la tata? Da, probabil. Vroiam să demonstrez lui taică-miu că, că sunt puternic, știi? Sau că te ridici la așteptările lui, poate. Da, oricum, aveau așteptări, că că mi era capitan, de fapt, de felul lui. Așa? Lucra în armată și era un stil de armată acasă, așa Aha. că nu prea eram... Disciplina era cum ar veni la... era la ordinea zilei. Da, exact, exact. Uh, nu era ușor, dar uh, cu siguranță uh, mi-a dat un impuls extraordinar. Cred. Au venit repede primele rezultate bune? Cam după patru ani. Aha. După patru ani am început să concurez. Și asta e foarte tare. Primul meu concurs la Suceava. Da? Era un, da, tot așa, vreo minus 20 de grade. Primul meu concurs. Mă cheamă antrenoarea, înainte da. cu o seară să... Să-mi spună, să-mi explice care e regulamentul, știi? Cine era antrenoarea ta? Pff, Marica, o chema. Cred, cred că am și cunoscut-o. Da. Meza Irma. Era... Și cred că ne -am, nu ne-am întâlnit noi cu ea când ne-am revăzut la Miercurea Ciuc și era... Da, Nu antrenează cumva la short track acum? Nu mai antrenează. De antrenează. mult, de mult. Oh, okay. Meza Irma o chema, era prima mea antenoare și uh, era foarte riguroasă și ea, știi? Și îmi explică, uite, Edi, deci sunt două linii, una interioară, una exterioară. tu pleci de aici, da. culoarele, da. Și uh, trebuie să schimbați. Știi? La da. un moment dat. Da. Și eu cumva am înțeles că la fie fiecare ieșire din turnantă și fiecare intrare în turnantă trebuie, trebuie să, să schimbi. schimbi. Da. N-am avut curaj să o întreb dacă. Ai înțeles bine. Am înțeles bine, știi? Și, na, a doua zi startul. E un interior, băiatul exterior. Ce, ce ai alergat prima oară? 500 de metri. 500 de metri, ok. Da. Plecare de, de la un început de linie dreaptă. Da, exact. Perfect. Deci, pac. prima linie dreaptă, prima turnantă, ai schimbat corect după aia. Stai că. Mă gândeam la prima curbă că trebuie să schimb. Și am schimbat. Nu cred. Am la spus, intrarea în turnantă în spatele adversarului, da? Așa. Am ieșit din turnantă, da. el au schimbat, eu iar am schimbat. Deci eu am făcut un zigzag. Deci eu am schimbat de patru ori, el odată. Dar când mi-am dat seama că ceva nu e bine, știi? Adică când am sosit la finish, da. băiatul s-a ridicat și am crezut că dacă merg mai mult, e mai bine. <laughs> și ai continuat? Am mai făcut o tură. Și îmi aduc aminte că era în turnantă un arbitru cu steagul și așa. se vroia să mă prindă că eram de neoprit. După care, Deci când am ieșit din turnantă, i-am dat seama că toți râd de mine în jurul stadionului. Vai, zic. M-am ridicat așa, eram foarte posomorât. știi, eram așa eram desigur descalificat și uh, descalificat uh, pentru că ai intrat uh, a intrat normal. Am făcut de, deci două ture și <laughs> eu am făcut o mie de fapt. <laughs> <laughs> și am schimbat de patru ori. Uh, dar știi, ideea era că eram nervos, da? că eram bun. Adică știam că fizic pregătit, dar n-am avut ocazie să demonstrezi. Wow. A doua zi, prima zi descalificat, a doua zi aveam uh, aveam mi se pare tot 500 de metri. Uh, uh, autobuzul era vestiarul nostru, da? în autobuz vreo minus 10 grade. Da. Deci și cald prin comparație cu ce se întâmplă afară. Exact. Și stau așa în autobuz și odată aud în microfonul acela. În, în boxele, în da. boxele alea Nova Class Start. Și tu erai în autobuz. <laughs> Nici nu eram schimbat. <laughs> Mamă, a doua descalificare. Deci... Credeți Ai eu. debutat deci cu N-am fost tot timpul campion, Deci așa am început. <laughs> da, îți dai seama când m-am întors acasă, tai că meu capitan în armată, nici n-am avut curaj să mă uit în ochii lui. Vai de așa. Gata. Și... Uh, ok, a trecut supărare, a trecut tot. Peste o lună, da. campionatul național... Se ținea la Miercurea Ciuc. La Tușnat, băi. La Tușnat, băi. Pe lac. Da. Short track. Short track. Și îmi zice antrenoarea înaintea competiției, Edi, este foarte simplu. Deci aici e start, acolo e finish, trebuie să fii primul. Nu trebuie să schimbi, să depășești pe toată lumea. Ok, am înțeles. <laughs> <Asta> era <laughs> foarte simplu și nu trebuia schimbat. Hai, uimește-mă. Exact. Și am câștigat. Ok. Ma, deci, deci nu s-a mai întâmplat nimic nu, nu. Mă și întrebam acolo... ce puteai să faci la short track. Nu. Acolo am da. câștigat. Chiar în ultima turnantă am depășit, am câștigat. Și când m-am... Uh... <clears throat> Urcat pe podium. Da. No, asta a fost. Deci m-am urcat. Felicitări. Felicitări. Doi, a, trei. ai simțit? Loc. Am simțit. No asta e poziția mea. Da, <laughs> mă. Deci era super. Zai, seama, după cinci ani. Cum am început la Suceava. Acum a să câștigi. Da, știi. Da, 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 da. păi, așa bine mă simt. Ți-a plăcut. Da. Și asta te-a motivat să mergi mai departe. am zis, păi, dacă pot să am reușit. De ce să nu fac în continuare, știi? Fiecare an să câștig. Și mi-am propus acest lucru. Foarte locul, interesant, știi? pentru că știi că mulți, după ce ajung pe locul întâi, au un moment în care zic, păi, ce să mai pară de aici înainte, că am ajuns pe locul întâi. Nu, am devenit și mai motivat, știi? Și cum trecea timpul, uh, până în era prin 86, 88, 89, 90, exact când aveam 14 ani, a venit Revoluția. Da. Am avut ocazia să mergem afară, să concurăm. Da, da, da. Austria, uh, Ungaria, Italia, peste tot. Am început să să câștig competițiile de juniori. Da. Eram foarte, foarte, foarte bun la juniori, aveam rezultate foarte bune. Da. Și chiar am aflat, după 30 de ani, mai am încă un record național. Încă unul? Încă la unu. ce deții recordul național? La ce probe? Mi se pare la păi la toate. Și la 500, și la 1000, și la 1500? Și la 3000. Și la 3000. Și la 5000. Și... 10? Uh, nu, nu, n-aveam. aia dau uh, doar seniorii, din câte da, mi -aduc eu aminte, da. 10.000. Totuși, deci, sunt 25 de tururi, da? Exact. E... Uh, n-am ajuns până în categoria de senior, că n-am ajuns, dar uh, aveam toate recordurile naționale, 500, 1000, 500 5000. și uh, m încă mai am un record, dar. Uh, Eram foarte bun la, la 1500, la 500, la 1000. Ce visai să devii când ai început să fii foarte bun la patinaj viteză? Care era ținta pe care ți-o fixasești tu? Unde vrei să ajungi? Ce vrei să devii? E foarte interesant. Îmi aduc aminte așa, am tot timpul în față o imagine când la un moment dat mergeam la, la un antrenament da. și cumva alergam, eram în, în bloc, mergeam, alergam jos pe scări. Da. Și eram așa entuziasmat, aveam în, în, mână o pereche de patine și îmi ziceam, vreau să fiu campion olimpic. Știi, strigam așa, vreau să fiu campion. Nu știu, aveam în, 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 imaginea mea pe Nadia Comăneci, pe Ivan Pațaichin, știi, aveam așa, deși Știi, pe vremea aceea nu nu prea erau emisiuni sau nu știu ce. Ei dar da, tot dar timpul ei erau uriași și aveam în mintea noastră. Exact. Adică era proaspătă. Și, și a contat foarte mult exemplu, știi? Că se poate. Îți doreai să devii campion olimpic la patinaj viteză? Da. Deși nu știu, credeai că ai și șanse reale? Da, știi, acum mă gândesc înapoi în momentul acela prin ăsta era prin 87. Da, de, da? Când abia aveai ce să mănânci n-aveai uh, patinoar artificial, uh, când uh, era frig patinai, când era cald nu patinai, deci Așa știi, e. condiții erau foarte precare. Așa dar este. Aveam în mine acel vis, știi, adică nu, nu conta care sunt condițiile în jurul meu, dar aveam visul, știi, că vreau, da, dar foarte mult, știi. Și tot timpul, la, la fiecare antrenament, asta era, dădeam maxim, știi? Nu, 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 mă gândeam niciodată ce va fi peste un an, peste doi ani, peste trei ani, oare am șanse. Important era să, 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 fac munca, știi? Adică să dau maxim fiecare zi. Și cumva, cumva, da. cumva, deci vorbim, vorbim de 87, da? da? Cumva, în 90, vine Revoluția. În 90, februarie, da? tai că mi-o merge, cumpără niște produse artizanale, adică din astea de ceramică, de, de... Okay. merge în Ungaria la piață, da? vinde toate astea ca să-mi cumpără mie o pereche de patine. Bune, pe care Bune. noi nu le aveam la cluburi pe vremea aia. Deci, mi-o cumpărat o pereche de patine, o venit acasă și, și niciodată nu o să uit când am vedeam parcă erau, nu știu, nici cred că două diamante, nu contau pentru mine. Acele patine, cele mai bune patine, nou-năuțe, știi? Și mirosul acum îl simt încă în... Era în, gheata aia de piele? E, Viking? Da. Mi-aduc a, aduc deci, aminte. Mi -a aduc aminte. Am ieșit afară pe terasă da? și am urlat, știi? Ai urlat. Cred că a fost cea mai mare bucurie pe care aveam Așa mâine, da. în copilărie, știi? Eu am dormit cu ele în pat în prima seară. Când le-am primit și eu pastea. Da, foarte greu. Am primit după, cred, șase ani perechea asta de care spui. Parcă o și văd și cu o dungă aurită da, da, da. Pe, pe gheată și ele, lamele, erau într-un mare fel. adică. Exact. A, cred, nu știu, aproape că mi-au dat lacrimile și în prima seară am dormit cu ele în pat. Și vezi cum îți ziceam, deci, revoluție, patine, competiții în Ungaria, competiții în Italia după aceea 93-94... Am avut un sponsor personal care m-a dus în Olanda. Aha. Am început să concurez acolo. Am fost, Unde acolo e o tradiție da, în ceea da. ce privește patinajul am fost, viteză. Am fost printre cei mai buni. Băteam patinatorii uh, patinatorii olandești. Chiar și astăzi mai am încă mulți prieteni. Deveniți campion mondial și... Și aveam și posibilitatea, am avut și posibilitatea să rămân, să concurez pentru Olanda, știi? Așa. Dar uh, eram atât de obsedat de casă, de de locul meu, de Miercuri Aciuc, încât... Este incredibil. Voi aveți chestia asta. Da. Mă scuți că te întrerup, am avut exact aceeași discuție cu Gheza, cu kinda Gheza și îi spuneam n-ai vrea să vii să-ți fac cunoștință cu cei de la Straja? Poate ai ajuns puțin și facem acolo un par frumos? Și știi ce mi-a zis? Eu nu pot să plec de aici, Andy. Nu pot. Aici e. Inima mea e la Harghita Madara și eu nu pot să plec de aici. Am avut cel mai bun uh, patinator ever în, uh, în Miercurea Ciuc, uh, uh, Da. El a, fost, uh, a venit și pe locul treilea europene și Canada a vrut să-l ia, da. să-i dea casă, masă, deci era mega uh, a spus, el nu poate să plece Nu din poate ciu. să plece. Nu. Avem ceva acolo, nu știu. E, probabil nu, are, de la Fric. Are locul la ceva, pentru că eu și astăzi când mă întorc în Miercurea Ciuc am emoție. Îți dau cuvântul meu de onoare. Și tu știi că noi ne-am și întâlnit, am, am avut la un moment dat ocazia asta să uh, readuc o poveste care mi-a marcat copilăria și era sigur legată de patinajul viteză și de Miercurea Ciuc și am, am simțit emoția asta. Și eu, în continuare, de într-un în oraș. Nu, mi-aduc aminte de fiecare străduță marcat, de... Da, 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 deși... ție, și îmi place că încă mai regăsesc lucruri care sunt în continuare în același loc. Unele dintre ele, din păcate, nu mai funcționează, cum e cazul patinoarului, da? Poate să o schimba ceva și aici, în bine, din punctul ăsta de vedere, dar în continuare, da, locul ăla are ceva și oamenii, am, am așa foarte tare de ei, pentru că ei sunt anii aia, din clasa 1 până în clasa 8 -a. În fiecare iarnă, câte două luni jumate acolo, era a doua mea casă, dacă stai să te gândești. Doar că străiam într-un hotel, în loc să stau într-o casă. Așa e, eu, după accident foarte mulți ani, nici n-am putut să mă apropii de efectiv de patinoarul, patinoarul de viteză. Știi? Tu te duceai către o competiție, da? Erai practic în cel mai înalt punct din punct de vedere al performanței sportive în patinajul viteză la momentul ăla. Da, eram uh, și în lotul olimpic, uh, eram uh, favorit pentru o medalie la campionatul de juniori, campionatul mondial de juniori. Da. Și mergeam la competiția mea tradițională în Italia, unde fiecare an câștigam, uh, aveam recorduri de pistă. Da. La uh, Colalbo, lângă Bolzano. Așa. Și după, după Ludus, da. eu. O, o zonă cu serpentine, știi? La un moment dat... Mergeați cu mașina? Da. Personală? Deci, da. Era un microbus, tatăl meu conducea, mama în față, eu eram în mijloc, ca să pot să-mi întind picioarele, și un prieten de al meu în spate. Și mi-aduc aminte că venea din față un camion, ningea, abia se putea circula, știi? Drumul nu era curățat. Iar Vorbim de 96. Da. Și... A trecut camionul, tai că mi-a trebuit să vireze puțin pe dreapta da. Ca să treacă camionul. După care a încercat să pună mașina pe carosabil, cum a tras, mașina s-a întors și ne-am oprit. Și la un moment dat am început să alunecăm în jos. Era un mic deal, știi? Așa. Și aluneca, alunecat, prindea viteză, 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 viteză. Cu spatele, cu fața cum? Are. Cu lateral așa. în lateral, În da. lateral, wow. Și m-am sprijinit și am zis, no, aveți grijă că ne ciocnim. Și bang, atât a fost. Și mi-aduc aminte că taica mea iese din mașină, se aprinde lumina, știi, cum o deschis ușa, și că mi-a zis ceva, că bine că nu s-a întâmplat ani nimeni nimic, știi? Și când mă uit jos, nu venea să cred, nu mai aveam laba piciorului. Deci, efectiv, cum ne-am izbit de parapet, Probabil parapetul era lovit înainte și o bucată stătea spre drum. Și ne-am înfipt în asta. Incredibil. Și cum a intrat în mașină Zbang? Și, o, pri, în, în prima fază eu am crezut că visez. știi? Am, fă, am dat din cap că nu simțeam nimic. Durere. Numai am văzut că ciorapii mei al parcă sunt tăiați cu foarfecă. Și, de, deși aveam bocanci în picior, știi, Haidec. și mi-am dat seama că nu e vis, m-am panicat, îți dai seama. Dar de la adrenalină n-ai simțit nimica, mm -hmm. nu? Incredibil. M-am panicat și uh, primul meu gând, efectiv, a fost eu nu o să pot să mă pregătesc, nu o să pot să ajung la Mondiale, peste două luni, știi? La asta. Adică n-am da, exact. adică putut să conștientizez că efectiv sportul ăsta e gata. Și că viața urmează să se schimbe radical. Da. Mi-am. Așa, am, am avut o zonă de apărare, că acum, încă peste două luni, nu, că nu mi se reface piciorul. Am încercat cumva să salvez, știi? Momentul. Și părinții? Cred că au fost. Da. Îți dai seama. Deci m-au dus uh, repede la luduș, erau de fapt 3 km, am crezut că sunt 30. Aveam niște dureri, am așteptat 45 de minute să vină anestezistul. Deja at atât, de, atât de mari aveam durerile încât nu mai conta efectiv. Fai uh, de cap. De zicea, nu să mă doarme. Dacă nu mă trezesc niciodată, nicio problemă. Știi? Era, era, cap, era super tare. Și uh, m-a operat medicul, dimineața când m-am trezit m-am uitat la picior, arăta ca sacul de cartofi, așa, știi, dacă a război, cam așa era piciorul meu. Am stat câteva zile acolo. Încercând să-i facă ce la operație? Să păi uh, am modificat acolo, a trebuit să scoată glezna, știi, și deci nu... No, o... <coughs> De, îți dai seama că nu, atunci am dat, mi-am dat seama că s-a sfârșit tot. Și încercam cumva, aveam o prietenă să mă, măcar, așa, am, am intrat într-o panică, știi, adică mă gândeam acum și ea mă părăsește sau ce va fi, știi. Nu... început să-ți dai seama că viața urmează să schimbe. Da, exact, exact. M-au transferat la Miercurea Ciuc, acolo, na, oricum eram un sportiv deja cunoscut, da, 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 da. Mă știa toată, tot orașul. Nu, n-au avut curajul să, să se apropie, adică să, să facă orice modificare sau să facă o operație la picior. Au zis mai bine, uite, mai bine dute în Ungaria și, și începea să eu, se, in, se infecteze, știi? Wow. Și m-am transferat la Budapest, acolo mi-au refăcut și estetic piciorul de atunci tot așa, n-am nicio problemă. Și am stat o lună acolo în tu când în, zici în, că ți l-au refăcut, da. Au făcut ce, au da, mai putut la era, el, adică exact, el nu mai există. Exact. Și uh, aveam momente dificile când aruncam bastoanele și țipam și nu știu ce, te lăsa să rânjevi, da. adică simțeai că viața nu e ceva normal. Atunci nedrept. am realizat uh, deci acei 15 ani de, de sacrificiu că asta a fost trei antrenamente pe zi, zece luni de cantonament pe an wow. credința mea de a fi campion olimpic tot s-a dus știi? că adică nu mai vedeam că ok, vedeam că s-a dus, adică nu, nu, acolo încă nu găseam soluția cum, cum devin, să devin eu încă o dată cineva, am zis asta a fost dar după o lună când îmi aduc aminte la drumul de întoarcere, Miercuria Ciuc, mai liniștit, mai am mai acceptat eu situația asta în care sunt, am început să mă gândesc oare ce aș putea să fac în condiția asta, știi? Te-ai gândit? Da, 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 am început să mă gândesc ce sport. Asta, tot la sport te gândești. Da. Incredibil, tot. Mă, Tu ai, ai avut întotdeauna ceva <laughs> pus deoparte <laughs> pentru sportul ăsta. Da, când am spus asta la Maică, mi că vreau sport. No, nu, nu, că. Dracule, tu -și, Ești la, ești, o să fii avocat, notar lasă bă. normal, mama vrea să mă aperești adică ce să mai sport da, da. eram la drept, termin dreptul o să fii notar, stai frumos liniștit în birou tău, semnezi acte vai, ce loc de muncă extraordinar sigur, nu, nu pentru, nu pentru, nu <laughs> pentru mine ei se gândesc că, a, așa ne gândim și noi astăzi când avem copii, da. mă rog puțin altfel prin comparație cu ei încercăm să ne gândim cum ar fi mai sigur pentru ei da. Nu așa gădeau și părinții noștri pentru noi. Cam așa e, Cam și? așa era. tu ai ținut-o pata. Ei, eu m-am dus acasă și mi-aduc aminte, după vreo trei zile deja m-am îmbrăcat frumos și m-am pregătit și eu am continuat viața acasă ca și cum aș fi revenit dintr-o vacanță. Da, mergeai deja cu o cârje? Edi, mergeam sau? cu două cârje, mergeam la sala de fitness, aveam aceeași mentalitate, numai cu proteză la picior, ca și înainte. Încercam să să trăiesc la fel. Ok, știi? Da, să trăiesc la fel, să nu cad în depresie, să trăiesc la fel, să gândesc la fel. Mi-am făcut o proteză pentru patinaj. Așa. Am încercat, da, atunci chiar am lăsat o toată. Ți-ai dat seama că da. sub nicio formă nu merge. Da, și am lăsat o așa vreo jumate. Da. Am chiar fără nicio limită, să spun așa, am trăit așa nu era zi, noapte. Ai ce dat. Eș... Da, ai ce dat. ai exact, zis, da, mă, gata. Da. Dacă viața așa a vrut, exact, asta e. Exact. Ducă-se pe pustiu. După un an jumate de libertate și viață fără... Nu, fără noimă. Fără, exact. Da? Fără noi, mă. Uh, iar mi-a venit gândul. Cu sportul. Da. Băi, incredibil. <laughs> ce okay. aș putea să fac, știi? Ce sport aș putea să fac? Că nu, n-aveam Cu toată facultatea, cu tot ce vrei, cu tot, toate opțiunile cam, sportul. Iar sport. Iarăși vroiam să mă chinu, iarăși vroiam disciplină, iarăși, iarăși mă, la suflet. Iarăși este. vroiam recunoștință, vroiam podium, aceeași da. viață, știi? Strict cu program cu asta. Normal când în jurul tău toți oamenii uh, cum să zică uh, ia te. În acești 15 ani, cum am ajuns un sportiv cunoscut și cu rezultate, m-am simțit special, m-am simțit puternic. În anii aia, da, până atunci. Până și la un moment dat, când un an, că pentru mine orașul era străin, nu cunoșteam pe nimeni, tot timpul eram în cantonamente, adică Miercuria Ciuc pentru mine era doar via acasă și dorm în Ciuc, că toată ziua era la, la, la antrenament, la antrenament exact, da. dar nu știam pe nimeni în lumea cealaltă normală, în discotecă, în baruri, în... Normal. asta nu știam. Nici nu știai că există. Exact, și când am început să intru în viața asta socială, să cunosc oamenii, după un an mi-am dat seama... Nu e lumea mea. Nu. Știi? Am zis, ok, a fost, a fost de ajuns. Ia să trec eu înapoi în viața mea. Aia pe care o știu eu, exact. că ea mea. Am început în primul rând să fac dietă, să scad de kilograme că am luat. Să acumulase, da, de ok. Câte, câte ceva, da. Și am cerut niște bani de la mama ca să cumpăr o bicicletă, să încep să pedalez. Te-ai gândit de atunci la ciclism? Da, îmi plăcea ciclismul, urmăream ciclism pe Eurosport de pe vremea aceea, cu Indurain și Virang și tot toți ăștia. Și, și, și făceam și ciclism pe vremea când uh, eram patinator, dar ciclism ca sport complementar, nu de competiție. Sau, ok, dar ok. îmi plăcea, știi? Îmi și te-ai gândit că ar fi posibil. Exact. Și am început să mă antrenez, nu știu ce, după vreo două luni, când mă simțeam eu super antrenat mă duc la prima mea competiție la Harghita Băi. Așa. Eram vreo 15 păieți, fete împreună. Plecăm, după vreo jumătate de tură eram terminat. Nu mai puteam. Stai puțin, ei erau, aveau ambele picioare, competitorii? A, da, 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 da. Deci da. doar tu erai da. cu dizabilitate, exact. da? eu eram cu proteza asta în 98. Ok. Ok. Și mă, normal pentru mine să renunți. Deci, nu există. Nu există. Adică m-am chinuit patru ture, nu mai puteam. Și când vine ultima urcare, știi, am crezut că sunt ultimul. Și la un moment dat aud că vine cineva în spate. Și când mă întorc, două fete. Mamă, m-au depășit și astea. Zic nu Nu cred. <laughs> <laughs> și eu care credeam că s-a antrenat. Și... Deci tu îți dai seama, cu doi ani înainte, eram în lot Marele campion. exact, eram în lot olimpic și acum mă, mă bat și fetele. A doua zi, Așa. 130 de kilometri. Mamă, deci, -a, deci atunci s-a declanșat ambiția. Wow, deci nu o să uit niciodată sentimentul acela că m-au bătut fetele. Așa că am început să, să, să continui să mă antrenez. Da. Și, desigur, iar nu aveam nimic, nicio informație, niciun antrenor, nici. Făceai, un... Ce simți ai tu după exact, tău? Tu pe internet, stânga, dreapta, habar n era un sport nou. Da. Nimeni nu. Deci, îmi, îmi aduc amin... Și te gândeai la șosea? La ce te gândeai mai exact? Șosea, la șosea, șosea, șosea. ok. da, șosea. Și cumva Imaginea a început să se, să se contureze, să, să devină așa mai clară, cum aș putea să ajung, adică deja mi-am mi mi pus un obiectiv, da? jocurile paralimpice, că am auzit că acolo ar trebui să concurez eu. Știi? Incredibil, deci te-ai dus direct la mare. Da, jocuri paralimpice. Cel mai apropiat era Atena. Deja scriam 2001. Bine, bine, dar cum ajung acolo? cum mă calific, știi? Dau de o, pers de o număr de telefon Federația Română pentru Persoane cu Handicap. Dizabilități. Mă rog, handicap. handicap se Așa, chema să. pe vremea. Da. Exact. Ok, Sun acolo, doamnă, cine sunt, nu sunt? A, da, te cunosc, nu știu ce. Zic, doamnă, uite, trebuie să particip la campionatul european Așa. în Cehia da? ca să obțin niște puncte, ca să pot să mă calific la uh, olimpiadă. Ce a zis femeia? Și îmi zice, nu se poate. Zic, de ce, doamnă? Păi, în primul rând, tu trebuie să participi la jocurile naționale pentru persoane cu handicap. Zic, nu vă supărați, dar mai e cineva cu proteză și face ciclism? Nu. Zic, atunci în ce sport, doamnă? Cum? Cu cine să concurezi? Nu să fie că tu trebuie să le da? Dar tu n cu 500 de Nu, nu, exact. Am zis, bine, mulțumesc. Birocratia noastră, mă, frate. Bine, mulțumesc. Atunci, iar am mers cu familia, aceeași formulă. Am câștigat în Cehia. Ai câștigat în Cehia! Da, da. Deci, eram, îți dai seama, după toți acei ani, pentru mine, acel rezultat a fost un șoc extraordinar. Deci, din 96 până în 2002, da. în, prin tot ce am trecut, în, de acolo, din nimic, din să fii fi campion european. Wow! Adică, nu, nu cunoașteam adversarii. Nu știam unde mă poziționez, știi? Și erau foarte buni. Adică vorbeam de spanioli, vorbeam de cehi, de americani. Și cu aceste puncte mă calific la Atena. Pe șosea, în continuare exact. vorbim, pe da? Pe șosea. Bun. Deci asta a fost foarte clar că uh, șoseaua este... Dar eu făceam în fel de mixt adică făceam și mountain bike vara. Ok, știi? Da, făceam și e exact, tendeamnă. făceam și mountain bike. Ba mai mult de atât, am participat la campionate naționale de cross country mountain bike. Da. Eram medaliat de, uh, cu uh, argint. Da. Și am participat și la campionatul mondial de cross country. Incredibil. România, cu proteză mai am o poză de pe vremea aceea și locul 80 și ceva, din 120, 130. Știu că am obținut și ceva foarte, puncte foarte importante pentru România, că ajuteam, ajutam pe colegul meu de atunci, Tudi Oprea, ca să califice Atena. Ok. Bine, punctele mele probabil uh, au contat puțin, dar uh, eram cel mai bun după el, știi, pe vremea aceea. Dar uh, oricum, uh, șoseaua era pentru mine cel mai important. Asta am realizat foarte repede după care am lăsat pe deoparte mountain bike-ul că nu era bine ca într-un weekend faci și mountain bike și în celălalt weekend șosea ia, iar mountain bike, iar șosea ia, că sunt două sporturi total diferite da, da. două Cred. biciclete total diferite și nu mm -hmm. e bine pentru pentru, pentru mușchi, știi? Așa că Atena vin pe locul 4 cu eram doi sportivi, un team manager deci o echipă foarte mică la Olimpiadă. Da. Dar tu treci așa ușor peste lucrurile astea, adică ai fost așa sus, nimic, că, cădere. Cei mai mulți în situațiile astea, e să fim sinceri, nu da. n-au puterea să treacă peste ele, pentru că e foarte dificil. Și acum din nou Olimpiadă, oricum mi se pare. Așa, din, din caracterul meu, am zis, eram, în prima fază eram foarte supărat că am venit pe locul 4, știi? La, la, la... Și la un moment dat, Fai de capul meu. după vreo zi, da? îmi zic, Mă, da. Nu sunt normal. Bă, pe cine vreau să bat eu? Mă? Pe americani, pe italien, pe... Deci aveam un echipament. care o tradiție. Deci, Andy. Deci aveam o bicicletă. Da. Trei roți. O cască de șosea. Da. Care pentru contratim puneam ăsta, bandă izolantă pe cască, să fie aerodinamică. De aveam o roată lenticulară în spate, cu șapte viteze da? și aveam, de fapt, eu zece viteze. Adică nici cum nu puteai să reglezi schimbătorul ca să schimbe corect. De eu mi-aduc aminte, am dus la americani Așa? și am rugat la me pe mecanică, că nu aveam mecanic, eu eram, eu pun, ăsta puneam, umflam roțile, eu eram mecanic, eu eram tot. Și... În primul rând, ce a zis când a... a... Te-au văzut singur cu de toate. E, pentru ei e de neconceput lucrul ăsta, știi? Domnule, eu sunt și antrenor, și sportiv, și mecanic, și psiholog, și fizioterapeut. Așa, te-ai dus la american? Și el, de bună credință, a luat, avea, era o roată rusească. Da și cu șapte viteze mi-aduc aminte și a încercat să regleze, știi, și la în sfârșit îmi zice, da, nu te, nu te supăra, nu este compatibil. Și îmi zic, am înțeles, nici nicio problemă. Foarte <laughs> de Asta e în 2004. Foarte <laughs> incredibil, bă, incredibil. Bă, deci, eu spun că poporul ăsta are ceva, mă, nu, țara asta pe ne și ajută, știi, cu toate nenorocirile. Dar... Uh, uh... M-am -am dus acolo și abia-abia am reușit să iau startul. Da. Că eu nu știam că trebuie să am o licență. Ce licență? <gut> licență de ciclist care trebuie să prezinți în ședință dinainte de competiție. Deci, efectiv, eu eram team managerul, eu participam la ședință, eram sportiv, eram tot da? tot da? stafful, știi? Da? Și mă duc la ședință și să prezentăm licențele. Și mă întreabă comisarul, licența? Hmm. Ce, okay. licență? ce licență? Opa! Repede, am dat telefon la federație. Vă rog, faceți-mi și trimite <laughs> Dați-mi o licență. Da, că eu... Repede, repede. No, am avut termen până mâine dimineață la ora 10, așa că am reușit să printez un, o foaie de A4 care era o licență acolo și m a acceptat. Deci că ești ciclist profesionist. Da, exact. Deci, aici am început. Deci, unde am început la patinaj viteză? Suceava? În ce condiții? Da. În ciclism? Aici am început, știi? Normal, uh, am venit acasă, deja a fost o, o lecție, experiența de la Atena, fără nimeni, nu știu ce, după care, între timp, acasă, uh, mi-am făcut un mic club, Așa? o mică afacere da? și familie. Aveam trei proiecte mici pentru a începe cariera asta. Că știam că am nevoie de club, da. Am nevoie de bani, da. trebuie o mică afacere. Am făcut o, o mică afacere de, cu dispozitive medicale, că eu știam oricum, am nevoie de picioare, de proteze, de ce să mă duc la Târgu Mureș când pot să mi le fac și mie, știi? Foarte inteligentă. Și Mișcarea. familia, știi? Din banii de nuntă, așa, mi-a făcut firma, așa. asta era sursa de finanțare. <laughs> Eu când îți spun că suntem un popor creativ, așa. <laughs> ok. Și toate aceste trei proiecte mici au început să crească din din, 2000, din 2004. Deci, când am venit, revenit din Atena, au început aceste, aceste proiecte. Deci, ai devenit și antreprenor între timp? Trebuia să devin. Ca să poți să te susții. De ce am făcut acest pas? Uh, am știut foarte bine că am avut deja experiență de 15 ani în patinaj viteză și în lucrurile n-au mers foarte bine. De foarte multe ori n-am avut vize, de foarte multe ori n-am avut multe lucruri care am pierdut foarte multe competiții. Și atunci mi-am zis, eu nu mai am timp de așteptat un sistem. Nu mai am timp de așteptat pe nimeni. Sunt, am 25 de ani, trebuie să iau soarta mea în propriile mele mâini. Și am zis, îmi fac afacere, aduc sponsori, și tot de la început. Îmi aduc aminte am făcut prima mea prezentare. A4, Nova, asta sunt aia vreau să fiu. Și m-am dus la un om de afaceri din Miercurea ciuc. Așa. Și am dus prezentarea. Și s-a uitat și zice: "Da, e foarte frumoasă. vai, că uite, vrem să te ajutăm, că nu știu ce." Și am, am văzut că e pove sunt povești, da, și da, am da. zis: "Uite, dacă mă ajutați, e foarte bine. Dar vă spun ceva. Deci cu dumneavoastră sau fără dumneavoastră?" eu o să ajung acolo. Fai de capul meu! Și ce a zis? <laughs> Vă căutăm noi! Da, da, Vă da. căutăm îți noi! Îți dai seama că <laughs> m-o <-a> crezut, <laughs> da, da. Da, da? Da, pentru că pare o nebunie. Noi Hai să ne înțelegem, că, ai, că și patinajul viteză până la urmă. Nu, nu, ce șanse avem noi să ne ducem la o super performanță? Că nu avem o tradiție în zona asta. Ciclism, într-adevăr, oamenii sunt pasionați și acum mi se pare că ciclismul a luat amploare cumva în România ceea ce e foarte bine. Dar la vremea respectivă. mai probabil bune, acum ce e. La vremea respectivă, în primul rând, oamenii redeau de mine cum arăt, cu casca pe cap, cu îmbrăcămintea aia mulată. Licra mulată, când intram într-un magazin, să-i ah. Așa, ah, are ceva. Da. Ba, mai mult de atât, uh, permanent aveam uh, asta, uh, incidente pe șosea. Deci uh, am niște povești... Uh, Incidente în trafic, cu mașini. Tu, tu încercând cu, cu... să te antrenezi. Da, da, da. Cu pentru mașini, că... cu claxoane, cu... Am înțeles, da, 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 da. Am înțeles, da, 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 da. Adică <laughs> de, de, de... puțină tensiune, ca să zic exact. așa, da. Deci, așa a început, cicli... Exact, deci așa a început ciclismul pe șosele. Trebuia să te lupți pentru locul tău, trebuia să te lupți pentru... Drepturile tale. Incredibil. Acum, da. dacă vii la Ciuc după 20 de ani, da nimeni nu te claxonează Nimeni. Oamenii s-au obișnuit exact. cu ideea că sunt cicliști exact. care se antrenează. Exact. Respect stă în spatele tău, te ocolește. Da, mai e o chestiune de educație și educația ia timp. E adevărat. Și de foarte multe ori nu, nu putem să ne așteptăm de la nimeni dacă noi nu facem un pas, știi? Da. Așa noi, cicliștii, trebuie să ieșim, să arătăm că e dreptul nostru să fim acolo. Așa este. E dreptul nostru să mergem, să fim acolo și trebuie să ne respectă oamenii. Nu, nu, nu putem să ne așteptăm că toți avem rutina noastră, conducem mașini. Oh, ce caută acolo? Știi? Da, 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 da. Dar asta este în toate domeniile, așa este, lucru firesc de dezvoltare, știi? Da, da, da. E, după care. Ai reușit să le pui cap la cap în la urmă? Da. Aceste trei proiecte au început să se dezvolte. Și familia, și echipa, și, uh, și antreprenoriatul. Și venea și Beijing. Așa, bun. altă olimpiadă. Da. Patru ani mai târziu. Trei copii. să străiască, Mulțumesc. Șase puncte de lucru. <laughs> echipa a crescut. Mamă, deci aveam un program. Da. Deci copii, toți mici mă uit la câteva poze. Soția mea o burtă mare. Da. Cea mai mare copil cam atât. Da. Celălalt încă în, în, cărucior. în, cărucior. Zic, mamă, ce am făcut la femeia asta? <laughs> Îmi aduc aminte, mai că mi-am zicea, Edi, dar voi ce faceți? Ce să facem, mamă? Ne iubim. Venea un concurs, un copil. Un concurs, un copil. E fericit de la competiție. Exact. exact. Cu rezultate. Deci, da, știi, eram atât de motivat că sunt pe drumul cel bun, că nu conta că noaptea unul tușea. Unul plângea. Unul plângea. Unul nu știu ce. La dimineața, e la șase, mă trezeam, mergeam, da? țineam prezentări la medici. Târgu Mureș, Piatra Neamț, Brașov. Aveam firma aceasta de protezare, știi? da. Veneam seara acasă, pe la șapte, opt, mă puneam pe rulo, pe, pe, pe bicicletă, pe home trainer. Da, da, da. da. antramentul. Deci știam că ce fac. Incredibil. E foarte bine, știi? Momentele mele de repaus, de refacere, erau efectiv tururile de ciclism. Deci Atunci când, te relaxai. Când mă duceam <laughs> în competiții, când deschideam ușa de la hotel și vedeam patul meu. <laughs> Cum, trece, Faptic, cum, treceau zilele, toată lumea devenea mai obosită, eu eram mai fresh. Wow! Extraordinar, bă, mă, da. mă, și eu dihnesc, am venit și eu la Olimpiadă, să mă da, da. Puțin. <laughs> ajung la Olimpiadă. La Beijing. La Beijing, locul 2. Ma. Podium? Podium, la contratimp. Mi-aduc aminte, era un rezultat extraordinar super cursă, nici nu m-am uitat în partea stângă, eu eram campionul. Nu mă interesat locul în trei. Nu te-a interesat, deci ce eu, frumos. Deci eram super fericit. Și după câteva zile, îmi vine în cap momentul acela când sportivii vin acasă pe aeroport, știi? Așa. Se deschide ușa, ies, așteaptă presa sportivă, îți ia interviuri și... Da, da, e momentul. Ajunge, ăla. Frumos, știi, da, și, și brec, te gândeai trecum, deja la el. Mă gândeam că noi acum. Da, mă, pentru că este de uh, îți dai seama, pentru și noi și în zona asta sportiv cu dizabilități, da, deci la olimpiada era prima, prima medalie ever la jocurile olimpice, un podium avar. pentru exact, România. Exact, Ce ai zis? Vine lumea, vine, vine ziua când uh, mergem acasă. E îmbrăcat frumos. Cu, cu bagaje, se deschide ușa, împing bicicletele afară, mă uit în dreapta, nevastă-mea, e foarte fericit, știi? Mă uit în stânga, nimeni. Eu așteptam preza să vină, preza sportivă, că e un rezultat extraordinar pentru România, nimeni. Când se ies pe ușa a doua, din din asta din aeroport? aeroport. Aud o doamnă din spate. Domnul Novac! Mama! Da? Pot să vă iau un interviu? Da! Dar de la ce televiziune sunteți? Romantica! <laughs> Zic, doamnă! <laughs> Dar asta nu de plâns! <laughs> Era exact vremea, surprize, surprize. Când vedeai pe cineva în cărucioarul când vedeai Romantic. unul, știi? Tot trebuia să plânge, Zic, doamnă! Eu să știți că sunt un om normal. Acum, rezultat dacă sportiv. mă îmbrac, o să vedeți, să rămâneți cu impresia că chiar am ambele picioare până jos, cum ar veni. Am a fost de acord Vai, cu interviul. îmi aduc aminte, m-a coborât jos în, la primul nivel, da. ca să nu ne vadă nimeni. Extraordinar, vai de capul meu, asta e... Acolo pe bancheta de jos, acolo pe nivelul, știi? Da, 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 să coborâm cu picioarele pe pământ. Exact. Cam 80% din interviu au fost despre picior. Poți să scoți proteza, pot să o pui... bine, ce mai vreți, Vă fac orice. Ce să vă zic? să știți cum s-a Nu nicio problemă. Da, mă, e... Na, dar, Așa. după aceea, lucrurile au început ușor, ușor să se schimbe. Așa, în viziunea, au apărut niște articole, niște interviuri, stânga-dreapta. Deci, cumva am reușit să fac un mic pas, știi? Spre a deschide sau spre a recunoaște efectiv valorile Persoanelor cu dizabilități sau a situației, sau că într-adevăr și ei sunt în stare să să facă ceva, să obțină rezultate. Iată știi? cea mai bună dovadă. Că nu, că nu suntem în sparta, de știi? Adică nu îi trebuie împins jos de pe. Sigur, știi? sigur, sigur. Deci s Ceva ai simțit că s-a deblocat? S-a deblocat ceva, știi? Momentul următor, <coughs> ce îmi vine mie în cap, Londra singura mea șansă de a câștiga aurul. Știi? Ți-ai pus chestia asta în minte. Da. Deja trecea și timpul. Da. Încă patru ani. 36 de ani. Ok. Te gândești că e o vârstă cam mare și pentru ca performanță. Exact. Și ca să nu fie viața așa de simplă. Așa? În 2009 vine criza financiară. Frumos, mă. Frumos, ca să nu te plictisești, știi cum e? Trei copii Trei copii, criza financiară, business, credite, leasing și așa mai departe. Ok. Ce facem, cum facem, am făcut niște calcule, niște analize și super. am zis, foarte, foarte super, adică avem aici două posibilități. Renunț la ciclism da? și stau lângă firmă și lucrez de dimineața până seară și salvez cumva business-ul sau, nu știu, știi? Și, și, am avut ales? această discuție cu soția mea, i-am prezentat situația și mi-a aduc aminte un singur lucru. Mi-a zis, Edi, singura ta șansă să devii campion olimpic e Londra 2012. Ți-a zis asta. În 2010 am închis toate punctele de lucru, tot ce am muncit 5 ani. Am lăsat numai sediul firmei, și eu de atunci, din 2011, m-am ocupat numai de sport, ca să pot să mă pregătesc pentru Londra. Deci am, cu, cu copii acasă... Toți banii pe Londra. Tot. Da, exact. Deci erau niște perioade când eu eram în competiții cu echipa mea și acasă ni s-a stricat mașina de spălat și n-am avut bani să, să cumpărăm o altă mașină. Dar eu eram în pregătire pentru Londra. Ce înseamnă stii? mă, totuși familia și susținerea, când da. contează. Și ai ajuns la Londra. Am ajuns la Londra, față de Atena, unde aveam o bicicletă și trei roți și o cască cu așa. Am ajuns la Londra cu șase biciclete, 16 perechi de roți, cu un antenor italian, cu masări, cu mecanic și pregătit echipa de aur. În sfârșit, așa -am dus cum trebuie. După din 1998 până au durat până în 2012. Am testat tot ce am putut ca să, ca să ajung acolo. Și foarte interesant, teste bune, rezultate bune, tot perfect, până în momentul în care ajung la seara de dinainte de competiție. Da. Când am simțit ceva extraordinar. Deci, a doua zi, deci mâine dimineață la ora 10, da. să știi acel lucru că tu trebuie să fii cel mai bun din lume. Mă, deci, incredibil presiunea asta. Deci era... era un gând care, care nu-ți exact. mai dădea pace că exact. tu vei fi cel mai bun? Că trebuie să fiu cel mai că bun? Că trebuie să fiu cel mai trebuie bun? să fiu cel mai bun că dacă sunt pe locul 2, nu mai contează că locul 2 l-am câștigat deja. Deci, era. Ace... Nu-ți mai, Aceasta... mai ieșea gândul ăsta din cap? Nu mai ieșea, abia am reușit să adorm. Ca mâine dimineață la ora 10 pot să mi ating visul sau nu? Tot acei ani cu accident, cu tot, 36 de ani da? sau 30 de ani în care de când visez să devin campion olimpic, mâine la 10 pot să-l obțin sau nu? Deci e incredibil stresul. Deci ăsta face diferența efectiv dintre a fi campion olimpic sau nu. E stres sau e concentrare? Nu, e stres. E stres. Da. Aveai doar chestia asta în cap. Da. Nimic altceva. Da. Da. Și nu te-a ajutat asta? A Fost efectiv... Testul. Testul vieții. Testul vieții. A fost cursa vieții. În fața 5.980 de britanici da? cu un adversar britanic. Tu îți dai seama când s-a dat startul... Ce șanse aveai tu? Ce, ce a fost în stadionul acela. Toți simțeam că... Până în ultima tură nu știam că sunt în față, știi? Și stai puțin, că noi am sărit așa discuția de la șosea la velodrom acum. Da. Da? Noi în România ne avem nici măcar unul. Ah, da, ai dreptate. Aici ai dreptate, da. De Eu mă pregăteam pentru două in probe individuale, că este cea mai mare probabilitate și siguranță să câștigi o medalie, deci ca să particip la probă individuală. Că la, uh, la șosea, la proba de fond, unde sunt mai multe țări, cu mai mulți reprezentanți, nu e o loterie, știi? Așa. Așa cum am pregătit pentru 4 km velodrom, urmărire individuală și proba de contratimp individual pe șosea. Bănuiesc că e puțin diferit. Da. Adică la velodrom e un, un alt tip de antrenament, probabil o altă tactică, o altă strategie, n-am încercat niciodată. E nicio total, total diferit față de orice alte uh, și de șosea și de contratimp, știi? Total. E 4 km... Full gaz e total diferit, cu rapoarte specifice, fără frân, E, e, e total altceva. E altceva. Dar, și oricum ceva ce noi nu avem. Da, noi nu avem încă. Dar. Să Așa și. Ai sau... ajuns acolo, da. Finala. Eu îmi imaginez toată presiunea, da, tot zgomotul, tot, tot britanicii care încurajau adversarul. Evident, exact. normal, era al exact. lor. Dar ce m-a uimit, da. Ce m-a uimit, uimit foarte, foarte mult, după ce am câștigat și am făcut tura de onoare, Așa? toți erau în picioare și toți mă aplaudau. Incredibil. Deci era o senzație extraordinară. Adică tu din România, care nu reprezinți în ciclism nimic la nivel internațional, tu câștigi jocuri olimpice acolo, la ei acasă, pe velodrom, în sportul lor. Sportul lor. Sportul lor. Adică era recunoștință. Respectul res a fost total. Res res da, Respectul era, a fost total. Era, era... Ai avut toată cursa sentimentul ăsta că va fi a ta? Nu. De curiozitate. Uh, uh, Cum evoluează uh, psihicul unui sportiv de mare performanță? Eu mi-am văzut doar de turele mele. te De, rit doar de la rit ritmul astea? meu. Nu m-a interesat adversarul, el ce face. Până în 2 km jumate el avea avantaj. Dar tu erai pe lumea mea. Eu eram în lumea mea, eram pe graficul meu și după 2 km jumate am întors concursul. Probabil că așa se întâmplă peste tot. Că mi-aduc aminte că am avut discuția asta și cu Simona Halep, referitoare la finala de la Wimbledon, e aceeași poveste, noi ne am avut nici măcar un teren de iarbă și din nou era cu gândul doar la jocul ei. Da. Ai fost tot timpul așa, concentrat doar la turele tare, doar la jocul tău, de fiecare dată? Da, nu e bine să te lași. Tu, tu, efectiv, tu te pregătești pentru a fi mai bun. Tu nu te pregătești ca să-i învingi pe celălalt. Ca tu te să te pregătești să fii mai bun decât ai fost tu până exact. atunci. Exact. Niciodată, că dacă te pregătești să, să învingi pe celălalt, e un lucru negativ. Da. Tu trebuie să fii mai bun decât tine. Asta unde ajunge? Sau... Știi? e no limit de aici no, nu contează, dar tu tot timpul concurezi cu tine însuți și ai ajuns, ți-ai ai, ți -ai împlinit visul deși la un moment dat părea că viața nu mai are niciun sens ți-ai împlinit visul, ai ajuns să câștigi aurul olimpic primul aur olimpic din istoria României în velodrom nu mai zic că e vorba și de uh, persoane cu dizabilități deci paralimpic ceea a, ce aici am vrut deja să spun că de fapt uh, acel timp era și un record național pe vremea aceea se făceau niște campionate naționale pe velodromul de la Dinamo. Da. Ca să fie făcute. Să, da, da, să da, da, da. Poate puncta cluburile acelea pentru să raporteze. Da, 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 da. Dar nu era nicio viziune, adică este un sport fantastic. Și în secunda 2 când am câștigat, îmi aduc aminte, spunea antenorul meu, Eddie. Viața ta se va schimba. Așa ți-a zis. zis. Ce să? Ce să? Păi am deja, am trăit toate. Accident, m-am ridicat, familie, business, am căzut, m-am -am ridicat, ce să mai... E, când am ieșit uh, uh, din velodrom Da. și am văzut oamenii, eu, nu știu câți erau, vreau să facă poze cu campionul olimpic. Engleși. Normal, normal. Era ceva fantastic. Știi? Și mai mult de atât, așa? După toate astea pe care ți-am povestit: că nimeni nu mă aștepta la aeroport. Da. Romantică. Da, 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 da. Așa? Când sosesc acasă, așa? Toată presa sportivă era acolo. Politicieni, toți, în, uh, mi se pare, în, uh, pe aeroport la uh, sala de protocol. Da. Wow. Da, deci era, campionii normal. Deci a fost o experiență atât de interesantă pentru mine, Și adică intensă. intensă pentru mine faptul că am simțit că am spart efectiv o barieră. Exact. O barieră care o chinuiam să sparg, să demonstrez că într adevăr sportivii paralimpici pot, știi? Și să asta dăm a un, devenit să dăm o exemplu, mai nouă să, să dăm un exemplu copiilor, știi că în orice condiții în orice condiții uh, orice ți se întâmplă în viață poți să te ridici știi? dacă crezi într-adevăr în tine. Extraordinar. M mie mi se pare că asta e o experiență sper din tot sufletul, sper din tot sufletul să se mai întâmple măcar o dată în timpul vieții noastre, da. Acum, oricât aș fi eu de optimist, încerc să fiu și puțin realist. E din ce în ce mai dificil cu performanța în ziua de astăzi. Știi, de foarte multe ori când am concurat și de foarte multe ori concurez cu persoane cu valide. Da. Ma, na, 90% din competiții concurez cu ei. Și am auzit multe bârfe, știi, în spate, că na, de multe ori îi bat, că vin pe locul 4 la naționale sau pe podium sau... Și cumva aud că, vai, că ăsta n -are nimic. Știi, ăsta nu are numai laba piciorului, n-are. nu contează aia, știi? Și tot timpul vreau să le spun, stai, ok. Hai să luăm un exemplu. Hai, hai să-ți amputăm lava piciorului, da? Și hai să vedem în momentul acela, tu ce faci. Da mă. Știi? Da, mă, Știi? Da, mă ce da, mă, faci? Da. Cum gândești, cum treci peste trauma aia, ia pune un kilogram pe picior o, o proteză care are un kilogram, ceea ce este un, 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 un material, nu este parte din corpul tău care tu trebuie să-l porți și dacă mulțim 90 de pedalat pe un minut ori 5 ore, ea gândește câte kilograme Tot trebuie să-l exact. Încolo. Și acum, hai facem un calcul. Știi? Adică uh, nu pe alții, tu trebuie să vezi tu ce vrei, cum poți să fii mai bun, știi? Cum poți să treci mai bine peste, peste ale tale. Nu te uiți la celălalt. Ca și cum am zis, eu nu m-am uitat la englez. Da. Eu mi-am da. mi -am văzut de treaba deci, mea. te ai văzut de drumul tău, sigur, da. Că dacă tu tot timpul te uiți în altă parte, pierzi drumul tău. Sigur. Sigur, sigur, sigur. Și nu ți-ai pierdut motivația după ce ai ajuns în momentul ăsta? Gata, ți-ai împlinit visul, ai spart bariera, ai spart bariera, te-ai dus într-o altă dimensiune, practic, da? Ai contrazis tot ceea ce s-ar fi, fi putut afirma. Nu o să avem noi niciodată performanță în velodrom, că n-avem, nu o să avem noi niciodată un uh, campion paralimpic. Iată că s-a putut și chestia asta. Cum, uh, ce s-a întâmplat în momentul ăla? Păi cam după o lună de euforie și da. de chiar uh, îmi plăcea situația în care sunt... Uh, am început iar să mă plictisesc. dar știu că ție îți plac provocările, așa, ok. Că tot am câștigat Olimpiada, că tot am câștigat Mondialele, ce că ce ai zis, hai, că mai găsesc zis, eu ceva uh, complicat. Exact. Și uh, mi-am adus aminte stai mă că uite, stai, în cât am experimentat eu, câți ani, câți ani am pierdut că nu știam nimic, știi? Așa. Hai să ajutăm uh, efectiv uh, pe tineri să schimbăm odată ceva în, în sportul ăsta, știi? În și am ciclism. zis, uh, nu, uite, peste două luni sau o lună sunt alegeri la Federația de Ciclism. Și ce ai zis? Acum a... Și m-am băgat. M-am ridicat eu fără picior dintr-un accident și am, am devenit ca paralizat. Am, am făcut un proiect repede. Da? da? Am început să discut cu cluburile. Mi-aduc aminte, vreo 14 cluburi erau suspendate să nu poate să voteze. Așa că la un, într-un final da? am câștigat cu un vot. În, fa de, în diferență față de concandidat. Exact, cel mai bine clasat. Da. 14 la 13. Păi am crezut da? că eu săptămâna viitoare încep proiectele mele și schimb lumea. Normal. Mi-a luat 5 ani, 100 de procese, <laughs> Câteva zeci de mii, sute de mii de euro plătit, care n-au fost plătiți la NAF și tot felul, ca să punem. Astea în... erau datoriile acumulate până atunci. Exact. Deci, de fapt, din 2013 am început treaba în 2018. În 2018, 2019, 2020, trei ani a funcționat, adică doi ani full da. Federația și 2020 pandemie. Uh, Astăzi, până, din 2013 până în 2018, a fost readucerea la. Exact. Momentul la, la T0. La 0. Zero, la la zero. Zero. Ca să avem finanțare de la Minister, ca să avem finanțare, să putem să atragem sponsorizări. Noi am fost 4 ani efectiv. Plăteam noi din buzunarul nostru, plăteam da. competiții, campionate mondiale, campionate europene, eu plăteam salariații, doi salariați ca să putem să avem, să dăm licențe, să avem arbitri și nu știu ce, adică să ne desfășurăm efectiv activitatea. Oamenii din țară n-au înțeles nimic, dădeau telefoane, unde mergem, când mergem, nu știu ce, nu înțelegeau nimic, nici nu interesau. După care s-au rezolvat treburile, finanțare de la MTS, turul României, care am, se mai am, ținuse? Era într-o pauză sau ce se întâmplă? Pauză de 5 ani. Pauză de 5 da. ani. L-am organizat prima dată în 2013. Da. După care, din 2017 până în 2018, era imposibil că nu aveam nici cont bancar. Așa că 2018-2019, doi ani buni, da. în care au început loturile naționale să aibă activitate, să da. punem performanță, nu știu ce, Au venit pandemia. Și acum a dat la temelia, cum se zice, exact. ca să găsesc eu o rimă. Spunem un lucru Edi. după ce ai câștigat aurul olimpic, ai descoperit tot respectul și dragostea oamenilor din jur. Dar lucrurile se schimbă în sfârșit s-au deschis ușile la aeroport, și ai exact. văzut tot ceea ce te așteptai să vezi. Din clipa în care ai ajuns la Federația Română de Ciclism, ai descoperit o altă o, o altă lume, o altă lume. Din campionul olimpic, da. Multe, pe îndrăgit, care îl iubea toată lumea și pe, pe care, care îl iubeam. respecta și exact. în fața căruia toată lumea făcea plecăciuni, Exact. Pentru că făcuse imposibilul posibil. În două luni, de când am intrat în federație, da? eram acuzat de delapidare, de. Lapidare de, <laughs> de nestatutat de ne. De de noi nu ne dezicem niciodată. Și aici nu De cred la campion olimpic, erou național. Da. Două, două luni Paria. eram Cei cu asta aici. Ai cap. Da, A, asta eu aici nu cred că doar noi românii suntem așa, sau cel puțin așa sper. Sper că nu doar noi suntem așa. Sper că peste tot în lume așa e. Uh, mari <laughs> sportivi sunt mari sportivi și în secunda în care ajung, în, nu știu, în, în, în poziții de conducere sau în uh, instituții ale statului, încep oamenii uită că sunt mari sportivi. N-am exemple din afară pentru că nu am trăit niciodată în altă parte decât în România, dar mi-aduc aminte când, mă rog, că n-a avut el ideea. Cineva i-a propus lui Ilie Năstase să candideze la primăria Capitalei. Deci ce, ce și-a auzit omul ăla cu ocazia acelei campanii, nici nu vreau să mă gândesc. Și toată lumea știe cât era de iubit Ilie. Pentru mine, prima, prima perioadă, acea perioadă când era dezastru. Deci eu nu eram obișnuit. Eu eram cumva, lumea mea, sportiv. Da, da, da. da. Ai dat prima oară piept cu hate-ul. Cu hate și cu probleme Da. de genul că nu astea. Nu ai avut sentimentul că nu merită? Nu. Nu, n-ai Deci zilnic de trei ori vroiam să renunț. Zilnic. Noaptea mă trezeam la 3, 4, nu puteam să dorm. Era teribil de greu. Dar am zis că dacă eu renunț, da? sportul ăsta nu mai are nicio șansă. Chiar nicio a șansă. Așa era că nimeni. Ta. Nici până atunci. Deci acest, acest stil a fost, a fost, cum să zic, sprijinit da? de cluburi. Că -au, au ținut 16 ani acea conducere. Au fost sprijinit, l-au votat din nou, da. din nou, din nou, din nou. Și încă există acei oameni acolo. Și aceeași mentalitate vor să, vor să se reîntoarcă. Eu aici nu mă pricep, dar ceea ce știu este că, mă rog, performanța nu vine decât într-un anumit fel. Că nu prea vine altfel. Performanța este foarte simplă. Mm. Trebuie să fie ordine, disciplină și curat. Numai așa se poate performa. În sport și ca organizare, da. și ca lucru, și ca rezultate, acesta este linia. Unde în organizație, într-o într echipă, da. dacă se ceartă antrenorii, credeți că uh, sportivii... Nu, no, mai la vede. Vede. Exact. da, Exact, deși e macro-micro la fel. Sigur, sigur, fără da și Se transpun pot. toate la... și toți cei care suferă sunt cicliștii. Sunt da. sportivi. Când ai intrat în Federația de Ciclism, ți-ai propus un lucru. Da? Ce s-a întâmplat când ai ieșit? Ți-ai atins obiectivele? Acum, dacă mă uit la proiectul meu din 2013, da? care, chiar dacă mă uit acum, sunt niște proiecte supersonice. Pe bune? Rachete. Rachete. Ok. Cu 90% le-am îndeplinit. Bam, unele capitole mult mai mult. Adică nu credeam că astăzi o să avem niște parteneri care o să ne financeze, o să aibă să dobândim atât de mult capital de imagine, știi? Și aici vorbim nu bani de la buget, da? vorbim bani no, de da, la sponsori, da, da, da. susținători. Exact. Păi, dacă ne gândim în uh, toți acești ani, noi da. am avut niște sponsori, uh, companii mari, mari adică am avut Vodafone, da, DCR, da, da. Transilvania, uh, Oșan, adică uh, sponsori care nu se asociază cu oricine. Sigur. Eu sunt foarte mândru că după toți acești ani, da. după, am, în ultimii 5 ani, am cheltuit de la buget 8 milioane și ceva mii de lei da. și raportul cursii de conturi, ne-a ieșit o diferență de 700 de lei. Deci dacă asta ar fi situația da, da, da. și în alte organizații, ar fi exact ar fi cum trebuie. Exact. Și lucrurile început să se așeze în Federația Română de Ciclist. Da? Competițiile au început să funcționeze, sponsorii da, au început să vină. Am dat drumul la... Uh, să nu zici disciplină. că te plictisise și în situația asta. Adică a început să meargă treaba. Ce plictisitor! <laughs> nu știu că... <laughs> lucrurile se plafonează. <laughs> da, da, e la un moment dat... Păi cum, nu mă mai provocă nimeni? Adică, bo, ok, s-au închis cele 100 de procese sau câte ai zis că au fost au început să vină sponsorii, au început să funcționeze lucrurile. Am relatorul României, am, am pornit încă o disciplină foarte importantă. Așa, care? Uh, uh, velodromul. Velodromul, da? Dar ok. A devenit La ea? nivel național, cu cantonamente, cu rezultate obținute anul trecut de, de Dani Cristal europene. Deci au început lucrurile să, să, să aibă un făgaș, dar acestea sunt doar bazele. Deci încă la antrenori suntem foarte da. jos, e, să spune la echipe, mai, la, mai deci, mult, la team de manager, parte. deci sunt foarte... Deci în acești 2-3 ani, ani s-a depus o bază importantă, adică juridic ești ok, financiar ești ok, ai câteva programe faine și de aici începe să clădești. Da, aici începe Dacă vrei într-adevăr un sport calculat și puternic da. în care poți să produci, știi? Da, 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 da. Dar ce ți-ai zis tu? Bă, dacă tot le-am făcut pe astea, ia stai puțin. Bine, nu cred că, da, ce ți-ai zis tu, că nu a venit de la Bănuiesc, a fost o propunere, evident. Adică nu te duci și ridici mâna și zici, eu mă plictisesc. Stau aici la ciuc, parcă și afacerea a început să funcționeze, că ne-a mai revenit după criză puțin. Dați-mi și mie o provocare nouă. Da, Bănuiesc, a, a bătut cineva la ușă? A fost o, o situație foarte, foarte interesantă. Uh, care te-a pus pe gânduri fără dar și poate, că altfel nu, nu e nu mă uitasem așa la televizor și urmăream ia să vedem ce și cum cu alegerile astea uh -huh. și văd că lucrurile coaliție, nu știu ce, că se încep să discute că vedem UDMR USRPNL uh -huh. și am auzit că UDMR primește ar primi trei uh, portofolii nu. Asta ar fi. O... Ți-am ți ți colțit o idee. Da. <laughs> și vezi eu. Mă întâlnesc cu cineva. Și zic, mă, ce zici de treaba asta? Și îmi zice, ai pe cineva ca să te propună. Mă interesase sportul. Da, da, da. Și zic că n-am nimic. Eu scriu direct la președinte. Da. Cu domnul Hunor. Da. M-am văzut în viața mea o dată. Ok. Și am mai vorbit o dată la telefon. Și am scris, bună seara, domnul președinte, sunt Eduard Novac, dacă ajunge sportul la dumneavoastră, da? vreau să vă garantez că eu sunt dispus. Asta a fost seara, sâmbătă seara. D Cred că e pentru prima oară când se întâmplă așa ceva, adică nu-mi imaginez că altcineva... <laughs> Duminică, da? pe la ora două, mă pun la somn, când mă scol, mă uit un apel pierdut și un mesaj. dragă Eduard, mulțumesc pentru mesaj. Dacă ajunge sportul la noi... Da? Vei te... fi propunerea noastră. Da. <laughs> oh, what? <laughs> și a fost uh, ceva incredibil. Și s-a legat, ce să mai... Exact. Și s-a legat. Și din clipa în care ai fost numit, Edi, ce schimbări ai simțit așa în jur? Că e totuși o poziție importantă acum, a, sincer, cea mai importantă atinsă, da. organizatorii vorbind. Sincer, niciodată nu mă las dus de val, știi? Adică eu cred că sunt același Edi pe care l-ai cunoscut ce anul trecut sau acum. Da, 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 pe care, pe care îl știu. Deloc nu mi-a schimbat nimic, nici în atitudine, în afară de faptul că am un șofer și mi se spune domn ministru eu sunt același. Eu muncesc pentru sportul românesc, văd foarte clar și cred că cel mai bine dintre toți care este problema. Și am și curajul să, să schimb foarte multe lucruri. Care și este cred problema? că momentul, momentul este unul extraordinar pentru sportul românesc, deoarece coaliția aceasta, în primul rând, știe că noi împreună putem să fim și să rămânem în poziția asta. Și trebuie să ne sprijinim unul pe celălalt. Și uh, sunt foarte multe probleme. Da, sunt foarte multe. În primul rând, uh, Deci problema mare lipsa, că sunt foarte multe probleme. Da, lipsa lipsa de organizare. În primul rând, sistemul în care ne aflăm este un sistem foarte bun. Ok, care dădea rezultate înainte de 90. Avem da. același sistem, doar că nu mai funcționează. Nu mai funcționează de ce? Deoarece aceste uh, elemente importante ale sportului românesc școala sportivă, care da. acum apare de, da. aparține de Ministerul Educației, da. cluburile sportive, DGTS-uri, federații și uh, minister, da. aveau o legătură. Erau legate înainte. Erau legate, aveau fiecare treaba lui. Da. E, după reorganizarea sportului, că da. democrația a venit și face fiecare Sigur, ce vrea da. și să nu cumva să deranjăm, nu da. cumva să știi, da. noi am devenit, ne-am izolat, Ministerul sportului. Ne-am izolat. Da? Noi a, nu vrem probleme, nu ne implicăm, că după aceea ce se spune în presă, că nu știu ce, că știi, polit. Da, știi? e și asta o chestiune care s-a construit și în timp. Și cu această atitudine de izolare, de nu mă implic și fiecare face ce vrea, E efectiv, fiecare face ce vrea. Da, da, da. Entitățile s-au spart complet. Complet. Fără norme, fără obiective, mă gândesc la... Fără, deci, ținem antrenori fără sportivi, Plătim acești antenori. Nu avem obiectivele antenorilor. Știi? Și pe vremuri, și lucrurile tot... astea existau, când eram noi copii, când am, am început noi patinajul viteză. Wow! Antrenorii aveau obiective, le îndeplineau, și tu, da? Tu aveai o fișă da? cu numele tău, cu obiectivele tale, cu antramentele tale, cu timpii tăi, cu. Sigur, timp. sigur. Așa eram noi pe vremea aceea. Da. Și acum, până când elaborăm strategia sportului românesc, care, nu știu, poate rămâne această structură. Doar cu un alt, cu, al, cu câteva legi modificate și cu norme și cu așteptări și cu obiective și cu nu știu ce? Da? Acesta va fi drumul către performanță. Că toate dovezile în vestul Europei, unde se lucrează centralizat, unde se lucrează pe performanță, dau rezultate. Toate astea, că mă duc acasă și mă pregătesc acasă și te convoc înainte cu o săptămână la campionatul mondial, nu dau. Nu dau. Nu dau. Și acum, ca să nu pierdem efectiv această perioadă, da. noi o să, o să o să o să creonăm obiective pentru directori, da. tot așa directorii pentru antenori, analizele sportivilor, minim de sportivi, o să cerem proiecte pentru, pentru Federațiile Olimpice pentru Paris 2024, dacă da. nu pot, le ajutăm cum să facă și o să-i controlăm. Dacă noi nu putem să fim doar finanțatori și faceți cu acele bugete ce vreți. Adică trebuie să avem și să mergem toți pe aceeași linie. Și să creăm o structură care efectiv a produce uh, rezultate. rezultate. Da. Dar cel mai important este să spunem noi ce vrem de la sportul ăsta. Da? Dacă noi spunem că cum am fost odată locul 8 la Sydney, da? Putem să fim, sau de vrem să fim în 2032, tot în Australia, da? atunci trebuie să vedem prin care sporturi putem să ajungem acolo. Pentru asta, câți bani avem nevoie? Că există un calcul. Adică, dacă vrei să obții 15 medalii de aur, e un cost. Sigur. Știi costul deja. Se poate calcula, nu-i mai are problemă. Și, de Și sigur, acolo, noi nu avem bani. Suficienți. sunt. Ok. O, Din să sponsorship. Implic, o să. Da, exact. Asta vrem să facem. Ca să deschidem legea sponsorizării, să implice și privatul în aceste sporturi. Eu, când am zis că important. nu sunt bani, nu sunt în buget, în sensul ăsta, da, da să da, suficient? Nu, da, nu, desigur. O să avem nevoie de finanțare din două părți. Și atunci obținem acest lucru, prima fază, să știm care este direcția, și mergem jos până la grădinițe, copii, ce, activi, ce tip de activitate au nevoie copii în grădinițe, în școli, ca să împrietenim sportul. Da, copiii cu sportul. E, au exact aceeași importanță. Copiii cu campioni olimpici. Campionii olimpici. Corect, așa este. Noi am avut exact o mare șansă. Exact cum s-a deschis și la tine ușa și a intrat un domn care căuta sportiv, exact așa s-a deschis și la mine ușa clasei, în clasa întâi, cineva care a zis căutăm sportivi. Pentru patinaj viteză. În București îți dai seama, hai, că la Miercurea Ciuc măcar era frig și șansele de a patina erau mai mari. Și să spun că o să reintroducem acest lucru? Se va reintroduce, pentru că ăsta că dacă a dispărut complet. Că noi dăm obiectiv pentru fiecare antenor, minim 20 de sportivi, da? Atunci eu îți spun că în 3 luni 25% o se plece. Și cine. pleacă în căutare de sportivi. Mm, nu știu, cred că în prima fază în pensie. <laughs> ok. Dar de ce este important? Că în sportul ăsta de tot se spune că nu vin copiii, nu vin nu știu ce, de normal că nu vin. Că antenorii plictisiți da? nu sunt motivați, nu le cere nimeni rezultat stau acolo frumos în banca lor. Dar dacă avem o echipă da. motivată să atragă copii în sport, să meargă, să caute, să antreneze, să fie mai buni, reformăm uh, școala de antrenori în România cu pe nivele, pe grade de salarizare, în patru ani va fi un sport total diferit. Da. Trebuie, trebuie Performanța trebuie să facă parte din exact. joc, nu numai la sportivii care au ajuns sus, exact. dar la toate nivelurile. Astăzi mă și gândeam: Un copil, dacă nu, nu bate nimeni la ușa lui, hai să zici că poate există o cultură a sportului în familie. În unele familii există. Din păcate, sportul nu reprezintă un loc important în cultura noastră a românilor. S-a cam dus. El are un loc important doar când îl privim. Da. Dar când vine vorba să-l practicăm, mh, parcă nu face parte din viața noastră. Dar cum să facă parte când nu mai vezi rezultate, totul e diluat? Și nu mai reprezintă nimic aproape. Ți se pare că nu, nu e o motivație. Exact. Zici, de ce m-ar tenta? De ce m-aș îndrăgosti de el? Exact, dar când țara asta, noi, da. am stat la televizor, am vedea, iarăși câștigăm, în aceste șase, opt sporturi, iar avem rezultate, atunci. Și nu, copilul gândim, ar vrea stai, Vreau stai, și eu să fiu așa. Exact, și eu vreau așa. Și părinții, stai mă că aici merită. Stai că, uite, dacă ești de lot național, ai o facultate, când termin acest sport, e o reinversie și te întorci orca mecanic, orca antrenor, orca masor, ori în sistem da, da, și stai da, mă da. că, uite, în sportul românesc există o șansă. Da, 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 a... da, da, da. Știi? Da, da, înțeleg ce zici, perfect. Nu te pune la, uh, nu o să te pună, dacă reușim să creăm niște, nu știu, 8-10 sporturi stabile în din toate punctele de vedere, și bani, și ca rezultate, și ca dezvoltare. Asta vor atrage și copii. Așa este. Ai perfectă dreptate că acum realizez că, de fapt, și noi când eram mici visam să devenim un viitor hagi. Sunt copii care visează să devină, fete care visează să devină viitoare Simona Halep. E foarte corect. Și, și peste tot în lume se întâmplă așa, da. Și antrenorul e cheia. Deci antrenorul este inima. Deci el te educă. Așa e. Așa e este e. prieten, îți așa este, este. Tatăl, mentor. E ca un tată. Exact. Vreun. După aia, mai e o poveste la care m-am tot gândit pentru că Vezi, într-un sport cum e fotbalul, sau cum, cum e basketul, sau cum e voleiul, există un sistem piramidal, în sensul în care descoperi un sportiv bun care pleacă la un club mai mic și el, când atinge o anumită valoare, are șansa să ducă la un club mai mare. Și așa mai departe. Există asta oare la toate sporturile? Păi asta trebuie să creăm, știi? Ar trebui adică și asta. fiecare. Asta este ideea ca, deci, copiii sau adolescenții, când ajung la un anumit nivel, da? să vadă ceva în față. Ceva în față. Da că poate să accede acolo, de da. acolo poate să meargă acolo, știi, să vadă o linie. Că dacă, ok, poți să dai niște informații, să se atragi în sport și după un an, dacă nu mai are ce, să, ce să-i dai, ce să-i mai oferi. Da. Un părinte acum, dacă dorește să-și dea copilul la un sport, găsește ușor un club unde să poată fa face chestia asta, fără să-l coste mai mult decât poate el duce? Că pe vremuri era, eu mi-aduc aminte, când eram copil, făceam deja patinaj viteză, dar pentru că prinsesem drag de sport, îmi doream să mai încerc și alte sporturi. Și am mai încercat pe parcurs. În not, tenis, fotbal, basket, rugby, am făcut și rugby la un moment dat. Dar era așa, îmi doream să fac un sport și ajungeam la un club și era, domne, îmi doresc să juc și eu. Perfect, hai încoace. Dar îl găseam repede. Nu-mi dau seama dacă astăzi copiii mai au aceeași șansă. Sunt câteva, câteva sporturi care ar fi, eu știu, eu sunt pentru sporturi individuale. Ok. Dar... Uh... Ești mai atașat de ele pentru că tu da, ai făcut sport exact, individual de exact. performanță. Dar un handball... Mie mi se pare că uh... și sportul de echipă are rostul exact. lui. E foarte important în viață pentru că abia în sportul de echipă înveți cu adevărat să împarți lucruri foarte important și înveți o, o, lecție importantă în viață și anume să fii partea unui succes și să te bucuri la fel de tare ca atunci când e doar, da. e doar exact. al tău. Exact. Înveți, e, e, mai ușoară și înfrângerea în echipă, pentru că nu e tot, totul asupra ta, presiunea să împarte și succesul să împarte și înfrângerea să împarte. Și dacă ar fi după mine, în afară de cei, cei mai, nu știu, talentați în uh, matematică, da. în în arte, în toată lumea ar trebui să facă sport. Adică eu cred sportul e cel mai bun mod de a te educa, știi? De a trăi mai sănătos, de a fi mai disciplinat, de a fi mai recunoscător, de a fi în multe, multe aspecte care nimic nu poate să, să ți le dea, știi? La fel de bine. La fel de bine. Și, desigur... Inclusiv să treci peste obstacole? Și da, exact asta. Că tu asta înveți prin sport. Tu înveți să pierzi. Care, de fapt, că de câte ori câștigi? Pierzi de mai multe ori decât câștigi. Așa este. Tu pierzi de foarte multe pierzi. ori ca să câștigi odată. Exact. Pentru că, de fapt, pierdutul ăsta, de fapt, ce înseamnă? Nu fi oare cea mai bună șansă de a învăța? Ca și la box, știi? Câștigă care reușește să să încaseze mai mult. <laughs> rezistă mai bine Care la... rezistă mai bine la pump da, 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 da. Da, mi, mi se pare că, într-adevăr, sportul ar, 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 fi spre în avantajul nostru al tuturor dacă ar ocupa o altă poziție în cultura, în viața noastră de zi cu zi. Da. Multe lucruri s-ar simplifica, adică este ceea ce cred că a simțit fiecare după ce, hai să spun așa, nici să nu merg la sport, a făcut o plimbare în aer liber. După ce te plimbi în aer liber, nu, nu, te simți mai încărcat, nu simți că toate lucrurile care păreau până atunci, că nu o ies, mă, nu mai, nu mai am niciun chef, nu, sunt obosit, parcă nu mai am nimic, nicio putere. Și te plimbi un pic în aer liber. Nu zici, ia, ia stai mă puțin, că parcă, eu știu, ia să-mi reconsider un pic poziția. Adică mie mi se întâmplă de foarte multe ori că mă duc dimineață la sală încărcat cu lucruri la care m-am gândit înainte să mă culc, cu probleme și așa mai departe, și după ce am ieșit după o oră, cum să zic, mă rog la Dumnezeu să nu mă sune cineva să-mi ceară ceva pentru că întotdeauna spun da. 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 Deci cine mă prinde imediat în ora de după ieșit din sală, la o oră distanță, orice mă roagă, eu sunt și mă facem. Ești nu? atât de încărcat. Exact, atât sunt da. de încărcat încât sunt dispus la orice efort. Și din când în când fratele și și zice că mă mai sună și zice, vezi că avem nu știu ce și eu zic, hai mă să o facem. Zice, băi, ai grijă că sunt deja șase evenimente în săptămâna, aia, dar tu n-ai unde... Facem, nu-i problemă, știi? E periculoasă ora E atât de mult încarcă sportul, ca să zic așa. Da, e foarte important. Sportul, uh, uh, valoarea sportului nu, e, nu constă numai în, în jocuri olimpice și, și campionate mondiale, știi? În marele succes. E foarte important pentru noi, ca națiune, știi? Ca sănătate, ca mișcare. ca mișcare, ca buna dispoziție, ca socializare, ca orice, știi? Este extraordinar de important. Adică eu, eu îmi doresc să creștem toate palierele, știi? De aceea este foarte important cum începem să abordăm din copilărie sportul. Cu cât abordăm mai bine și facem sportul să fie mai plăcut, mai îndrăgit de către copii, cu atât o să avem o generație mult mai sportivă, mult mai, și sănătoasă. mai sănătoasă, cred exact. eu. Și la cap aș îndrăzni să adaug. Mm. Nu numai la trup. Exact. Că sunt cam legate astea una cu cealaltă. Dacă toate lucrurile s-ar întâmpla așa cum îți dorești tu, cum visezi tu, mm. și n-ar exista o preliști, când crezi că sportul ar putea să redevină ceea ce ar trebui să fie? Uh, eu cred că... deja. Să luăm best case scenariu, Deci cea mai bună... Deci eu cred că la, la, uh, la Paris deja vor fi... Schimbări majore. În ceea ce privește rezultatele. În ceea ce privește rezultatele, în ce, pri ce privește uh, educația uh, sportului în școli, uh, organizării sportive, deci în multe, multe cazuri. Și așa să simt că. Trebuie mai că... timp de implementare, sigur. Până modificare de legi, nu știu ce. Dar, uh, cu siguranță, prima parte va fi destul de grea, fără mari uh, rezultate. Da? Dar după nu se aia, văd lucruri, dar lucrurile exact, se schimbă. Exact, că va porni o nouă generație. Da. da? Uh, și trebuie așteptat ca generația aceea să crească. dar deja peste uh, la Los Angeles. Da. Deja trebuie niște rezultate not notabile. Ca adică să înțelegi, că eu, ești pe eu cred. Bun. Exact. Deci Paris probabil va fi. Uh, nu vor fi niște rezultate importante. Da? Dar vizibile, adică dar vor fi în, în spate multe schimbări. Da? Deja Los Angeles, România poate să urce, să aibă dublu de medalii. Da? Ce a avut, ce o să aibă la Tokyo? Da? Și 2032 putem să fim top 15 mondial. Care sunt sporturile de la care avem cele mai mari speranțe în următorii 20 de ani? e foarte interesant că de foarte multe ori spui că no, asta, asta, asta că eșteau acum rezultate, știi? Dar trebuie gândit din mai multe puncte de vedere, și social, și istoric și posibilități în viitor, că acum nu noi noi nu acum vrem rezultate. Noi vrem rezultate în 2032, în 2036, în 2040. Da, da, da. Dacă ne gândim la la putere, da. ar putea fi normal fotbal, handbal, care este și actual un sport puternic, scrimă, judo, box. Da? Niște, adică eu dau așa aleatoriu, adică să nu. Da, 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 da. Că Acum o, o să facem niște analize foarte clare. Bănuiesc, care. da. Dar cu siguranță foarte important să stabilim aceste sporturi, că acesta ne va da efectiv calea. Adică drumul. Criteriile de selecție o să, mai, o să fie din nou așa cum erau odată, am avut o discuție cu cineva în vestiar după un antrenament în care îmi reamintea că pe vremuri era așa, se duceau și făceau selecție într-o anumită parte a țării unde oamenii, copiii aveau o anumită statură, un anumit fel fizic și erau mai buni pentru anumite sporturi. Adică se, nici nu mi-a venit să cred când am auzit prima oară, am crezut că e o poveste. Dar, de fapt, era o realitate de pe vremuri, dinainte de 1990. Trebuie să acceptăm, adică să, să știm faptul că 50% aproape din teritoriul României este zona rurală. Da. Da? Și pentru noi este, zona rurală este o mină de aur. De ce? Deoarece cea mai mare problemă în Europa de vest cu sportul de performanță, tocmai asta este că toți copiii da? au de toate nu mai au sunt motivați ca să se chinuie, ca să... să, să și să depășească ce? condiția. Da, au tot. Tot. Au, au mâncare, au îmbrăcăminte, au excursii, au tablete, au tot. Ok. Ei nu sunt... Motivați. Merg în, merg în vacanțe cu părinții, cu știi? Dar la noi este o, o generație care ar putea fi motivată să aibă rezultate, să meargă, să călătorească, să câștige bani, să iasă din zona aceea spre o, o viață mai bună, mai, mai recunoscută, știi? Și uh, trebuie să ne folosim de acest lucru, neapărat. Interesant. Mm -hmm. Interesantă opțiune. Mm -hmm. Deci, cumva, potențial real există la noi, da. din punctul ăsta de vedere. Deci, ce spun? Acum dacă ei 10 sportivi, nu știu, cicliști, orice sportivi și compari cu sportivi din Belgia, da? de la noi 8 din 10 sunt top, high level. La ei 2 din 10 sunt la acest nivel. Ah, deci cumva baza de selecție pe noi ne-ar avantaja dacă am face selecție. Da, foarte Și mult, corect. Foarte mult. Și gândește-te, noi avem o populație aici. Da. Deci suntem 18 milioane, avem da. o populație. Deci trebuie să ave, avem în vedere aceste zone da. și să găsim modalitatea cum putem acești copii din sate, din zone rurale da. să implicăm în sport. Așa e. Să nu ne concentrăm numai pe orașe, pe orașe mari, unde iarăși ne confruntăm cu aceeași situație, cu cu baruri, cu variațiuni da, și da, cu da, prieteni. Sunt tentații, așa e, știi? Da, 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 Așa că e. să ne concentrăm cum putem să aducem acești copii în sport și să avem o materie primă foarte puternică, știi? Și crezi că găsim, identificăm soluția? De ce nu? Asta... Ești optimist. Da, da. Acum tu știi foarte bine că orice guvern el poate să supraviețuiască până într-o zi în care la un moment dat cineva taie craca. Se întâmplă, se face remaniere. Te, gândul ăsta te-a vizitat cumva sau tu ești pe drumul tău și mergi până la capăt no matter what. Eu în orice zi am un raport al muncii mele și am o viziune care eu or, oricând și dacă se închide mâine sau luna viitoare sau peste patru ani, da? eu știu munca mea și ce pot să fac. Deci dacă e, e, ca și cum ți se dă voie sau nu, adică da. ai timp sau nu. Da, dar nu, nu ți-ar părea rău că Păi, normal. Nu poți să duci la bun sfârșit povestea, exact. așa cum o vezi? Exact. Unele domenii chiar n-ar trebui să fie atinse. Adică, eu cred că acum este nevoie de reformarea unui sport românesc. Sunt multe domenii în țara noastră care poate să fie preluate și duse mai departe, că funcționează într-un fel. Adică, nu, nu poți să schimbi multe lucruri. Da, da, da puțin la birocratie, poate puțin dacă ai mai mulți bani, atunci nu știu ce, dar în sportul românesc chiar ai nevoie de o strategie, chiar ai nevoie să pui lucrurile în ordine, că e un alt tip de minister decât orice altceva. Noi reprezentăm țara internațională, vorbim de campioni, vorbim de sportivi care trebuie să crești. Și o chestie de e foarte total diferit. Pe termen foarte lung, nici măcar termenul lung. Exact, foarte lung. Exact. Și mă întreb dacă există vreodată vreo soluție, pentru că și aici se fragmentează ca în orice alt domeniu, până la urmă. Dacă e, chiar are vreo șansă sportul să aibă o poveste pe termen lung, nu știu, să preia cineva și să ducă povestea mai departe. În termeni mari zic, că ok, fiecare o să vină, tu o să zici, eu sunt mai atașat de sporturile individuale. Următorul ministru o să zică, din potrivă, eu sunt mai atașat de sporturile de echipă. Fiecare are dreptul lui să vadă lucrurile exact așa cum le simte. Dar, în principiu, Cam toți urmăresc același lucru, nu? Să se repună în ordine o bază de selecție, să profiți de faptul că există o zonă rurală cu mare potențial, în care copiii, dacă ar avea șansa să fie văzuți de cine trebuie și integrați în cluburi sportive, ar putea să ajungă departe. Cu condiția să existe ceea ce întotdeauna e o discuție. Finanțarea, bugetul. Cum, Cum vezi lucrurile astea posibile, mai ales acum, după un an de pandemie în care Economia mondială este lovită. Nu mai vorbesc de economia României. Deci mă îndoiesc că cineva stă așa pe spate și zice, vă ce bine, stai mă, că avem acum, păi avem la bani, întoarcem cu lopata. Deci nu o să mai avem problemele astea. Cât de dificil este să atragi sponsorizările și să le pui în comun cu, cu sportul? Bine, sportul, sportul în general, desigur, momentul actual, bugetul pe care o avem și o ne organizăm, da. Și la rezultatele pe care le avem, și sistemul în care avem, în care ne desfășurăm activitatea, chiar dacă am avea dublu buget, n-am avea rezultate. Adică, astăzi nu putem vorbi de faptul că sportul românesc nu dă rezultate nu re... pentru că nu are bani. Nu. Problemele sunt sunt total altele. altele. ok total altele. Trebuie să rezolvăm partea aceea da? și sper să rezolvăm anul acesta mare parte da? ca de anul următor, când avem prioritizat sporturile atunci pentru prima ligă să, să facem un, un, uh, o lege a sponsorizării în da. care uh, companiile mari să fie interesate da. să, ca să verse banilor în sportul românesc. Da, să susțină. Pă. Trebuie exact. să exact. ceva și atunci, atunci sprijinim și noi sprijină și ei și putem să ajungem la niște bugete de nivelul Europei de vest. Da ca să mergem la bătaie cu 8 federații, 10 federații, da. de 10 sporturi. Da. Dar desigur, nu înseamnă că acum o să fie o, o o să stăm pe spate și vai câți bani avem că nu putem să cheltuim. Nu, 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 nu. Eu vreau ca aceste sporturi să fie foarte clar stabilite cine ce face, cum cum ne dezvoltăm și Că de foarte multe ori se spun că, vai, că nu avem buget, știți că la sfârșitul anului câte federații varsă înapoi banii că n-au cheltuit? N-au reușit să cheltuiască nu. banii. Există așa ceva. Uh -huh. Da. Wow, interesant. Adică, în Franța, de pildă, Da. că la noi e democrație și federațiile sunt private, așa spun ei, private. Uh, când le dăm bani, când nu le dăm bani, aparțin de noi. Că de ce nu le dăm bani? <laughs> În Franța, de pildă, într-adevăr, federațiile sunt, nu aparțin de MTS, da. dar în aceste federații lucrează 1600 de, de angajați ai Ministerului. MTS. Exact. Deci există control. Deci. Cum? Și trebuie controlat, direcționat, lucrat împreună, verificat. Dacă vrei bani. Exact. Că poți să fii și independent, dar să nu. Deci. Ceri. Astăzi am niște. Uh, niște bugete cheltuite a da? federațiilor în următoare ori în ultimii patru ani da la nivel de Europa de vest și n-au rezultate. N-a fost uh, an adică, bun, e ca la vin probabil. Știu. Ok, nicio problemă, dar hai să vedem de ce nu. Da, 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 înțeleg ce zici. Înțeleg ce zici, înțeleg pentru că, mă rog, Acum știi cum e. Ce -ai, alea 100 de procese de la Federația Română de Ciclism și hei pe care l-ai descoperit odată ce ai trecut de la statutul de sportiv de mare performanță, campion olimpic, la statutul de președinte al unei federației, cred că a fost doar o tură de încălzire pentru ce ai descoperit a, da. <laughs> în cliva în care ai devenit ministru. Noroc că Facebook-ul rezistă. <laughs> păi Facebook-ul e fix locul pentru așa ceva, să ne înțelegem. Chiar citeam aseară că un prieten uh, skipper spunea, am deschis Facebook-ul. Am înțeles imediat. Aici, everybody hates somebody. <laughs> asta era. Asta e, înțelegi, gata. Da. E locul în care toată lumea va arsă de tot ce s-a acumulat. Exact. Și acum știi cum e, după un an dificil s-a și acumulat foarte mult. Da. Într-adevăr, e multă tensiune. De când nu mai sunt spectatorii pe stadioane, spectatorii sunt pe Facebook. Pe Facebook, da. Și... E normal, da, vezi că dacă oamenii nu mai au de să se descarce, da. se să descarcă aici. E să știi că aici tu poate te-ai gândit că zici o glumă, dar asta ar putea să fie un adevăr. Știi cine e de vină? vestele de acasă, știi, că nu te lasă să -ți țipi acasă și mergi la, la ăsta la, <gajană> la meciuri și. <laughs> tu acolo te mai descărca, acasă, te duce. Acum, ce să fac, da, te dau pe Facebook. Da, 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 da. Deci, după încălzirea asta ai ajuns, faci, faci față distracției și la capitolul ăsta, da? Da. Nu, nu te rănește, nu te afectează. Nu mă rănește că încerc să fiu tot timpul lângă lege. Da? e singurul singura cale care da. mă poate proteja. Da, asta înseamnă alături de ea, mai exact, exact. ca să nu cumva să interpreteze că că cineva pentru... că lângă ei exact. legea e pe aici și eu sunt pe lângă. Nu. adică în situația actuală, dacă unora această, acest drum nu este ok, era obișnuit cu altceva. Da. Îmi pare rău. Normal că o să fiu atacat, normal că o să da. fiu, da. Eu, cât, până când stau pe drumul ăsta, până la urmă urmei o să fie liniște în prima fază nu le place unora, altora, unora, altora și își deau seama că stai mă că ăsta e calea și o luăm și noi pe acolo. Că noi, știi? Noi avem o cale. Deci, uh... da. Eram doar curios dacă te afectează, știi, pentru că totuși e multă muncă în spatele rezultatelor de domeniul imposibilului pe care le-ai atins și pe undeva pare nedrept să vezi uh, un ton uh care nu se ridică la înălțimea performanțelor, de multe ori. De foarte mult timp nici nu mai citesc uh, niciun comentariu. Deci, efectiv, nu văd de vă treabă, eu știu care e. Ce dacă, ai de făcut? Dacă trebuie să răspund uh, pentru cineva, cândva sunt în acte, curat. Deci restul, na, ce să răspund la povești? Restul e tăcere de naie, caramfil. E, exact. uh, ești, practic, cam finala de la Londra? Uh -huh. da? Da, Ești foarte, pe foarte, sunt uh, foarte motivat, sunt, uh, am aceeași uh, sentiment uh, când ți-am spus că uh, mă pregăteam pentru, pentru Beijing și noaptea copiii și ziua, nu știu ce, și tot eram foarte ocupat, dar foarte motivat, da? foarte încrezător, da. Uh, și te gândești super, doar la super la strategia optimist. ta exact. și la turele tale super optimist că tot timpul așa m-am gândit și în fiecare proiect mi-a ieșit. Așa că ăsta e calea, nu sunt, am curaj, intru și... Mergi pe drumul tău. Exact. Eti, mai am o singură întrebare. Ai câștigat mult, ai evoluat foarte mult, dar și suferit pe măsură. Uh -huh. Dacă te oprești o clipă și privești înapoi, crezi că a meritat totul? Da, a meritat totul. Uh, într-adevăr, nu, viața mea nu este ușoară, dar uh, cumva tot timpul ori mi căutat-o, ori am primit-o, dar am înțeles până la urmă urme că ăsta e destinul meu, să mă lupt, să fiu un luptător și așa trebuie să trăiesc eu. Și uite așa, am mai încălecat pe așa, doar ca să vă pot împărtăși o nouă poveste. De aici încolo, liber la comentarii, pe care abia aștept să le citesc neapărat, mai jos. Sunt Andi Moisescu, mă înclin. Vojva.